Ilfovenii au deschis scorul în minutul 20 prin Cucu, după o centrare din corner. Misiunea gazdelor a devenit și mai ușoară în minutul 41, când fundașul Bucovinei Pojurâta, Vasile Vitu, a fost eliminat pentru un fault dur comis la mijlocul terenului. Cu un om în plus pe teren, Academica Clinceni și-a dublat avantajul prin Antohi în minutul 52. Sugevenii au redus din handicap după doar 4 minute, în urma unui gol înscris de Marin. Ilfovenii aveau să câștige însă fără emoții după ce Cucu, Benzar și Antohi au dus scorul la 5-1. În ultimele minute ale întâlnirii, Bucovina Pojurâtă a beneficiat de un penalti la un fault asupra lui Buhăceanu, dar Jarda a ratat de la 11 metri. În următoarea etapă, formația antrenată de Dan Mândrilă va primi sâmbătă de la ora 11 vizita Dunării Călărași.